Salutare, salutare! Bine ai revenit pe canalul meu Sănătate în toate cu Lăcră. Așa cum vă povesteam în video anterior despre dieta care te poate ajuta să-ți îmbunătățești starea de energie dacă suferi de oboseală cronică, vezi video aici. Am rămas datoare cu o prezentare despre vitaminele și mineralele care sunt extrem de importante pentru ca celulele tale să producă energie. Dacă ele produc energie, ai și de energie. Nu uita că sub video vei găsi capitolele din această filmare, astfel încât tu să poți uita exact acolo unde te interesează pe tine, poate că nu te interesează chiar tot ce prezint eu aici, și vei găsi de asemenea studii științifice, eventual articole din blogul meu, lăcră.blog, care au legătură cu subiectul prezentat. Bun, să începem cu ce-mi place mie cel mai mult, nu? Cred că ați văzut, am dedicat o mulțime de videouri pentru magneziu și importanța lui. Vezi unul dintre ele aici. Magneziul este foarte important pentru energia ta. Și am să-ți spun și de ce. În celulele noastre există ceea ce se numește mitocondrie. Cândva am să vă povestesc și despre ea, că se vorbește foarte mult despre sănătatea mitocondriei. În mitocondrie se produce energia. Mitocondria este furnalul celulei, așa obișnuiesc eu să numesc mitocondria. În mitocondrie se produce energie care este asamblată în niște molecule care se numesc ATP. Pentru ca această energie să fie furnizată celulei, trebuie ca aceste molecule de ATP să se lege de magneziu. Acum înțelegeți de ce este important acest magneziu în producerea de energie? Dacă nu ai magneziu suficient, nici celula ta nu va putea produce energie și nici nu va putea beneficia de energia produsă în mitocondrie, așadar tu vei fi obosit. Magneziul este din fericire prezent într-o mulțime de alimente, dar uneori se poate întâmpla ca să nu fie suficient aport de magneziu din aceste alimente și poate că ai nevoie de anumite suplimente. Cele mai bune suplimente cu magneziu sunt magneziu treonat, este de fapt singura formă de magneziu care poate ajunge la creier, magneziu glicinat, care te ajută cu somnul, iar dacă vrei să afli mai multe despre suplimentele cu magneziu și când sunt ele indicate, vezi video. A doua chestie extrem de importantă este, da, ai ghicit, vitamina D, vezi video. Vitamina D este foarte importantă pentru multe lucruri, pentru foarte multe procese care se produc în corpul nostru. Printre altele, are un rol extrem de important în imunitatea ta, ca aceasta să fie funcțională așa cum trebuie. Dacă ai o imunitate bună, atunci ai un nivel de inflamație foarte redus în corp. Lipsa de vitamină D este asociată cu producerea unei cascade de reacții în lanț care duce la activarea proceselor inflamatorii și asta în final ajunge să fie ca o inflamație cronică, ceea ce ți-o seacă ție celulele de energie și atunci tu devii obosit. Dar ca să te poți recupera de la o zi la alta, ai nevoie și de un somn adecvat. Vitamina D este foarte importantă și în calitatea somnului tău. Și am vorbit despre relația dintre melatonină, hormonul somnului, și vitamina D. Vezi video. Vitamina C. Nu am un video. Încă. Vitamina C este, știm cu toții, esențială, critică pentru orice proces care are loc în corpul nostru. Leucocitele, adică globulele albe, primii soldați pe care corpul nostru îi trimite în luptă atunci când apare o infecție, o inflamație, sunt aceste globule albe. Ele au nevoie de cantități imense de vitamina C ca să poată să fie funcționale, ca să poată să te apere pe tine de la bun început, până când intră în acțiune alte mecanisme imunologice, imune, care sunt mai complexe. Vitamina C te ajută să repar toate defectele celulare care apar în cursul unei zile, pentru că ce să facem? Nu putem trăi într-un glob de sticlă. Cred că și atunci ar fi un stres, nu? Vitamina C, alături de magneziu, din nou, are un rol extrem de important în diminuarea secreției de cortizol. Cortizolul este hormonul stresului. Nu putem trăi fără el, dar și dacă e prea mult, ne cam face probleme. Și poți vedea un video despre efectele cortizolului, de exemplu, pe glicemia de dimineață. Așadar, vitamina C. Alimente? Există. Îți pun și eu la dispoziție aici un mic video. Anemia
este o stare în care poate să apară oboseală cronică. Și atunci este vorba despre fier. Fierul este foarte important deoarece intră în structura globulelor roșii, hemoglobinei, iar rolul acestor globule roșii este de a transporta oxigenul prin tot corpul nostru către celule. Așadar, un nivel scăzut de oxigen, care vine odată cu o anemie, de exemplu, înseamnă că tu nu o să mai ai așa multă energie. Totuși, nu începe să iei suplimente cu fier așa, deoarece am zis eu pe aici că e bun fierul. Nu! Prima oară du-te la doctor. Fă-ți niște analize. Vezi dacă într-adevăr ai lipsă de fier și de ce, pentru că poate semnaliza boli foarte grave, cum ar fi cancerul. Și doar dacă medicul spune că ai nevoie de suplimente cu fier, de pastile cu fier, doar atunci e bine să iei fier. De ce? Dacă luăm fier fără a avea nevoie, acest exces de fier se depune prin corpul nostru, în primul rând, în ficat, în inimă, în articulații și atunci apare o boală care se numește hemocromatoză secundară, care nu este chiar așa ca o răceală. Deci, consultă-te cu medicul înainte să începi să iei suplimente cu fier. Hai să amintim și despre omega-3. Omega-3 sunt acizi grași esențiali. Ce înseamnă că sunt esențiali? Sunt extrem de importanți pentru corp, pentru buna funcționare a multor sisteme din corpul nostru, dar corpul nu îl poate produce singur. Și atunci avem nevoie de alimente care conțin omega-3, astfel încât corpul să beneficieze de aceste molecule importante pentru sănătatea noastră. Omega-3 este antiinflamator. Omega-3 te ajută cu imunitatea. Omega-3 este foarte bun pentru sănătatea creierului și multe, multe alte efecte benefice în corpul nostru. Am și aici o avertizare. Nu te apuca să iei omega-3 așa de capul tău, deoarece omega-3 poate avea un efect anticoagulant. Deci dacă tu deja mai iei vreun anticoagulant și mai iei și omega-3, atunci riscul tău de a face o hemoragie gravă sau indiferent, nu contează, chiar dacă nu este foarte gravă, hemoragia nu e bună, duce la pierderea de fier, de exemplu, da? Riscul este foarte mare. Sfătuiește-te prima oară cu doctorul tău dacă poți să introduci printre medicamentele tale și aceste suplimente cu omega-3. În rest, există alimente care conțin omega-3, cel mai bine cunoscut e peștele, da? Dar mai sunt și altele și poți beneficia de omega-3 din alimentația ta. Haideți să amintim și despre zinc. Bineînțeles, vezi video. Zincul este foarte important pentru imunitatea ta. Combate inflamația, împiedică creșterea necontrolată a celulelor. O creștere necontrolată a celulelor poate să ducă la cancer. Asta înseamnă de fapt, da? Îți vindecă țesuturile, rările și este foarte important și pentru buna funcționare a tiroide. Există foarte multe alimente cu zinc, există de asemenea și suplimente. Cel mai bun din ceea ce am găsit eu e suplimentul cu zinc picolinat, care are absorpție foarte bună în corp, pentru că vrem să fie cât mai mult zinc în corpul nostru ca să ajungă la celule acolo unde este nevoie de el. Deci, cum poți afla dacă ai deficit de zinc? Cum am zis, vezi video dinainte. Și acum, despre vitaminele din grupul B. Toate sunt importante. Toate sunt importante. Nu contează că e B1, că e B2, că e B6, că e B9. Nu contează. Vitaminele din grupul B ajută practic corpul tău să transforme mâncarea în energie. Există suplimente și suplimente cu vitamina B. Vreau doar atât să vă povestesc că există unele care au o absorpție foarte bună și am să citesc de pe o listă. Metil folat pentru acidul folic. Metil cobalamin pentru vitamina B12. Piridoxal 5 fosfat pentru vitamina B6. Riboflavin 5 fosfat pentru vitamina B2. Deci studiile ne spun că aceste forme sunt cel mai bine absorbite în corp. Cam atât pentru astăzi. Toate aceste vitamine și minerale se găsesc în abundență în alimente proaspete, despre care v-am povestit data trecută, în uleiurile neinflamatorii, în fructele de pădure, în derivatele lactate organice, în pește organic, în carnea din sursă organică. Așa că ai o mulțime de posibilități. Totul e să fii atent la ce pui în farfuria ta,
pentru că de acolo pornesc o serie de probleme și de boli. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru timpul acordat. Dacă ți-a plăcut, like, abonează-te! Te aștept din nou data viitoare. O să vedem ce mai găsesc eu pe interesant de prezentat sau, sper eu, interesant. Până una alta, sănătate în toate, de la Lăcră!